Alexandre Dumas, Alen Vânătorul, capitolul 4. O răfuială care nu rezolvă problemele. Totuși, Alen nu era mort. Spada se izbise de o coastă și schimbase puțin direcția. Îi străpunsese mușchii pectorali, îi vătămase vârful plămânului drept și ieșise deasupra omoplatului. Fusese o lovitură strașnică, precisă, directă, dar care nu era neapărat mortală. Numai că rănitul se sufoca. Era de temut o hemoragie. Doctorul îi suflecă mâneca, îi dezgoli brațul herculean și îi deschise vena, în așa fel încât să poată sângera din belșug. Alen redeschise ochii și respiră mai ușor. Dar când încercă să facă prima mișcare, îi lipsi puterea și își pierdu din nou cunoștința. Se aflau doar la câțiva pași de pavilionul Madrid. Îl duseră pe rănit acolo. Pavilionul acesta e locuit de un paznic. Obișnuit cu astfel de vizite, el ținea întotdeauna o cameră pregătită. Bietul om mai scotea și el câte un bacșiș. Din fericire, camera era liberă. De 8 zile nu mai avusese loc niciun duel prin împrejurim, iar ultimul rănit își dăduse sufletul după un sfert de ceas. Schimbarea șternutul și îl culcară pe Montplet în pat. Studentul în medicină, care încă nu avea clientelă, își îngădui să rămână tot timpul lângă el, îngrijirile lui permanente, adăugate la constituția robustă a bolnavului, determinară o însănătoșire uimitor de grabnică pentru cei ce nu știu cât de repede se pot vindeca anumite răni. La 3 săptămâni după ce îi se sfârtecase pieptul, Alen Montplet se afla pe picioare. După alte 8 zile, îi plătea cu mărinimie paznicului întreținerea pe 1 lună, apoi Alen se întoarse la el acasă, tot atât de zdravăn pe cât fusese la plecare. Doar un gând îl frământa pe Alen, își spunea că de nu va fi în stare să-i pricinuiască unui parizian ceea ce un parizian îi pricinuise lui însuși, va rămâne, așa cum se spune la școală, codașul, ori Alen Montplet se mândrea că în viața lui nu fusese codaș. Merse să-i facă o vizită profesorului său. Văzând că nu se mai arată, acesta bănuise desnodământul. Convalescentul îi povesti în amănunt cum se petrecuseră lucrurile, Grisier n-avea ce să-și reproșeze. Îl prevenise doar că baronul, când va vedea ținuta fără cusură a adversarului său, va crede că există ceva și îndărătul ei. Și baronul nu se înșelase, îndărătul ținutei se afla trupul vânjos al lui Alen Montplet. Alen îi reaminti profesorului ce le spuse cu privire la însușirile sale în arta armelor și îl întrebă cam cât timp socotea că i-ar trebui pentru a ajunge la îndemânarea baronului Hector. Grisier este un om cinstit, astfel că nu vroi să-și amăgească discipolul. 2 ani, îi răspunse el, dar va trebui să muncești din greu. Alen Montplet nu era în stare să facă 2 ani la rând același lucru, oricare ar fi fost el. Prea bine, mă bucur că îmi spuneți asta. Am să trec la pistol. În 8 zile mă voi pune la punct. Grisier încercă să-l convingă pe tânăr să renunțe la studiul unei arme atât de primejdioase și brutale cum e pistolul. Spada, doar spada e adevărata armă a gentilomului, îi spuse vestitul profesor. Că despre asta nu mă prea se închisesc. Eu nu sunt gentilom, nu-s decât un țăran. Dar dacă cel cu care veți avea de luptat va alege spada, continuă Grisier. Lasă, acum știu eu cum stau lucrurile. Cel care e insultat are dreptul să aleagă arma. Voi aștepta așadar să fiu insultat. Și pentru ce? Păi ca să mă lupt. Îl urăști deci pe adversarul dumitale? Pe domnul Hector de Ravenne, câtuși de puțin. E un băiat încântător, care tot timpul cât am stat la pat n-a fost zis să nu se intereseze cum îmi merge, nu numai că nu-i port pică, dar dacă am fi de același rang, i-aș cere să mă numere printre prietenii săi. Atunci ai necaz pe altcineva? Nici de cum, doar că pricepeți, nu vreau să fiu eu codașul. Alen se înșela, Grisier nu pricepea nimic, tânărul și profesorul își strânseră prietenește mâna. Alen sări într-o trăsură și ceru birjarului să-l ducă în sala de tir a lui Gosset.
Vânătorul nostru chipzuise bine. Datorită asemănării ce există între o armă de foc și altă armă de foc, după primele cartușe trimise la mică distanță de centrul țintei, Allen își recăpătă îndemânarea. La al 25-lea cartuș devenise un trăgător de înaltă clasă. Într-un interval de numai 8 zile, Allen izbutea cele mai anevoioase figuri ale maestrilor tirului, reteza pipele, sfărâma ouăle zburătoare, nimerea de 2 și 3 ori la rând în același punct. La capătul celor 8 zile, simțindu-se stăpân pe el, Allen nu se mai duse la tir, se plictisea să facă mereu același lucru. Făptura lui clocotitoare avea nevoie de viața tumultoasă și dezordonată a trotuarelor, a cafenelelor, a teatrelor și a caselor de joc. Cu toate acestea, nu se evia deloc prilejul de a-și lua revanșa. Allen începuse să creadă că va fi silit să se întoarcă la Maisy tot în chip de codaș. Moștenirea de la mama sa era pe sfârșite. În mai puțin de un an și jumătate, risipise 150.000 de franci. După ce cheltuise cu un ospăț ultimii gologani, Allen se adresă din nou lui Thomas Langot. În schimbul unei polițe semnate, Thomas Langot îi mai trimise 30.000 de franci, dar sumele scădeau din ce în ce. Penultima se ridica doar la 1.000 de franci, ultima a fost de 500. În scrisoarea care însoțea mandatul, scrisoare pe care Thomas Langot pusese pe cineva să o scrie de vreme ce el însuși nu știa carte, băcanul îi spunea că de acum înainte nu trebuie să se mai bizuie pe el, că acești 500 de franci erau ultimii pe care îi mai primea. Allen răsuci pe toate fețele cei 25 de ludovici, întrebându-se ce va face cu ei. De obicei, cheltuia acești bani în 24 de ore, cel mult în 48. Își spuse că la masa de joc, dacă i-ar zâmbi puțin norocul, ar putea să dubleze, să tripleze, să înzecească această sumă. Cunoștea vreo 3 sau 4 localuri în care se juca. Când veni seara, nici nu-și dădu osteneala să aleagă, porni spre cel mai apropiat. Nu era văzut întâia oară acolo, astfel că intrarea lui nu stârnea alt interes decât cel pricinuit de sosirea unui jucător de forță într-o sală de joc. Allen se așeză la prima masă ce ieși în cale și începu să joace. Întâmplarea a făcut să aibă ca adversar pe un ofițer străin, jumătate italian, jumătate polonez, care jucase de mai multe ori împotriva lui și se dovedise tare norocos. Câtă vreme avusese buzunarele doldora de ludovici și de bancnote, Allen Monplay nu băgase de seamă în ce fel își luau gologanii lui zborul, dar acum, când se punea problema să-și fructifice ultimii 500 de franci or să părăsească Parisul, tânărul supraveghea cu luarea minte jocul. Tot urmărindu-l, i se păru că ofițerul trișează. Din cei 25 de ludovici, nu-i mai rămăseseră decât 15 și îi pusese pe toți la bătaie. Ofițerul întoarse popa de treflă. Nici el, nici adversarul lui nu ridicase până atunci cărțile. Allen Monplay puse mâna pe formația adversarului. N-ai voie să atingi cărțile, spuse ofițerul. Scuzați, domnule, răspunse Allen, dar dacă nu aveți 3 aturi în cele 5 cărți, înseamnă că greșesc și vă cer dinainte scuze. Și dacă din 5 cărți 3 sunt aturi, întrebă ofițerul trufaș. Atunci nu numai că nu vă voi prezenta scuze, răspunse politicos Allen Monplay, dar voi spune... Ce veți spune? Tună ofițerul. Allen întoarse cărțile. Formația ofițerului cuprindea dama, valetul și decarul de treflă. Voi spune, urma Allen Monplay, că ați jucat necinstit și că sunteți trișor. Ofițerul apucă un pumn de cărți și le-a zvârlit în obrazul lui Allen. Bine, spuse Allen, am citit în codul domnului de Chateau Villard că cel care atinge lovește. Voi fi silit să mă întorc la Maisy, dar cred că nu în chip de codaș. Întâmplarea stârnise vâlvă. Înainte de despărțire se stabili o întâlnire pentru a doua zi la orele 8. Allen, care fusese lovit de ofițer, avea dreptul să aleagă armele. El alese pistolul. Ofițerul nu se împotrivi, el însuși fiind socotit un foarte bun trăgător. Allen dori ca lupta să aibă loc tot pe aleea vânătorilor, urma să-și ia revanșa aproape de locul unde pierduse prima manșă. I se acceptă și această dorință.
Se înțeleseră ca martorii să aducă pistoalele de tir fără dublu trăgaci, care să nu mai fi fost niciodată folosite. Martorii vor avea cu ei un băiat de la poligon care va încărca armele. La 8 fix se aflau pe teren, s-au controlat în primul rând armele și au fost găsite corespunzătoare, se hotărâ ca adversarii să se așeze la o depărtare de 40 de pași și să pornească unul către celălalt. Fiecare dintre ei va trebui să se oprească după ce a înaintat 10 pași. Distanța reală era deci de 20 de metri. Se știe că, în materie de duel, pașii măsoară 3 picioare. Adversarii se așezară la distanța stabilită și primiră câte un pistol încărcat. După ce le înmânară pistoalele, martorii se retraseră și strigară în același timp: "Porniți!" La această comandă, Allen și ofițerul porniră unul către celălalt. După 2 pași, fiecare își înălță pistolul și trase. Nu se auzi decât o singură pocnitură. Allen se clătină, dar rămase în picioare. Ofițerul se învârti de 2 ori pe loc și se prăbuși cu fața la pământ. Fiecare martor alergă la omul său. Allen primise un glonț în bărbie, acesta se turtise de ea ca de un panou de tir. Osul se dezgolise de piele, dar nu era sfărâmat. Puterea loviturii îl făcuse pe Allen să se clatine. Ofițerul avea inima străpunsă, fusese ucis pe loc. "Nu-i nicio pagubă, un excroc mai puțin, asta-i tot," rostiră cei 4 martori într-un glas. Astfel suna discursul de înmormântare al ofițerului, al cărui nume am încercat zadarnic să-l aflu pentru a-l consemna aici, nimeni nu mi l-a putut spune. I se zicea ofițerul și acesta era singurul nume sub care era cunoscut. "Drăcia dracului," spuse Allen, tamponându-și bărbia cu batista, "am rămas fără un sfanț, dar cel puțin nu mai sunt codaș." Întorcându-se la Paris, Allen își vându ceasul. Seara se afla în balconul operei, pansat cu un petic de tafta englezească pe bărbie. Pansamentul, împreună cu ușoară amețeală, erau pentru el singurele urme ale duelului din dimineața aceea. A doua zi se urcă în diligența de Saint-Malo, stătuse la Paris 2 ani și în acești 2 ani cheltuise mai bine de 200.000 de franci.